așa primesc de la Domnul că va fi un apogeu. Un apogeu. Nu știu cât va dura asta. Începe cu 2021 un apogeu pentru Alfa și Omega. Dumnezeu va face ca lucrurile să crească tot mai mult, tot mai mult. Vor fi lucrări supranaturale care se vor întâmpla în emisiunile în direct. Vor fi lucrări care se vor întâmpla prin emisiunile pe care le transmiteți. Oameni care vor beneficia de cuvântul zilnic. Oameni care vor beneficia de învățătura care se va da prin Alfa Omega. Voi veți experimenta lucrări supranaturale aici în echipă. Așa primesc de la Domnul că vor fi oameni care vor fi impactați într-un mod supranatural în echipă. Veți vedea voi transformări între voi. Ba mai mult, voi vă veți ruga aici unii pentru alții, pentru problemele pe care le aveți împreună. Vor fi cuvinte profetice prin echipă, printre oamenii care aveți aici, legat de ce aveți de făcut, încotro să o apucați. Unde să insistați, pe ce anumite lucruri să vă axați tot mai mult. Duhul lui Dumnezeu, deci ridică tot mai mult așa lucrurile. Văd în Duhul ca un tsunami care se ridică să acopere lucrarea asta, nu pentru a o distruge, ci pentru a o acoperi cu slava lui Dumnezeu. Și văd Alfa Omega acoperită de gloria, de slava lui Dumnezeu, prin care va lucra într-un mod supranatural. Sigur, vor fi și atacuri, dar așa văd în Duhul, Dumnezeu nu va îngădui decât atât cât consideră El. Tocmai pentru ca să stârnească în noi, în Biserica lui Iisus Hristos, motive de a merge mai departe, de a crede că vor fi supranatural. Asta cred, Biserica, lucrarea Alfa Omega și alte mișcări evanghelice din România, îndrăznesc să le spun să se bazeze pe lucrarea supranaturalului. Duhul Sfânt n-a venit aici pe pământ considerând că noi ne-am fi descurcat fără El. A venit știind că noi nu ne descurcăm fără El. Și așa că El ne va impacta într-un mod glorios. Abia aștept. Sincer, în timp ce spun cuvintele astea, așa am un entuziasm aparte că sunt partea lucrării lui Dumnezeu. Împreună cu Alfa Omega, împreună cu oamenii lui Dumnezeu din România, suntem parte a unei lucrări supranaturale care anunță revenirea Domnului Iisus Hristos. Întâi pe nori să-și ia biserica și apoi pe pământ de a pune în stabilitate toate celelalte lucruri.